Un ceai popular în rândul românilor este asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate, printre care ținerea în frâu a hipertensiunii arteriale. Studiile arată că același ceai băut în cantități limitate ne poate ajuta să avem oase puternice. Cercetările științifice arată că un consum regulat de ceai negru poate ajuta la reducerea nivelului tensiunii arteriale, stimulând astfel sănătatea cardiovasculară. Explicația ar fi aceea că ceaiul negru conține diversi compuși, niște substanțe cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante. Acești compuși au fost asociați cu o serie de beneficii pentru sănătate, inclusiv capacitatea de a îmbunătăți sănătatea inimii. Respectarea unui stil de viață sănătos care include o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate și gestionarea nivelului de stres este esențială pentru sănătatea cardiovasculară generală. În plus, persoanele cu afecțiuni preexistente sau cele care iau medicamente pentru hipertensiune arterială ar trebui să consulte medicul înainte de a face modificări semnificative în dieta lor. Consumul regulat de ceai negru combinat cu un stil de viață sănătos poate contribui la o mai bună sănătate cardiovasculară, iar tratamentul dat de medic trebuie continuat. Aproximativ 10 milioane de locuitori ai planetei suferă de afecțiuni ale sistemului osos. Anul trecut, cercetătorii chinezi au ajuns la concluzia că persoanele care consumă câte o ceașcă două de ceai pe zi au un risc căzut cu 28% de expunere la fracturi osoase. În supermarketuri, o cutie de 20 de plicuri de ceai negru se poate găsi începând de la prețul de 3 lei, ceea ce înseamnă 0,15 lei pentru o ceașcă de ceai, relatează Antena 3.ro.